Salută lumea protejat și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi ne vom uita la Kabuto Sumo, un joc nelocalizat în limba română și o extensie a lui. Acum, haideți să ne uităm puțin. Este un joc de la boardgametables.com și este pentru 2-4 jucători, 15-20 de minute și 6 plus vârsta. Vedem aici puțin despre ce este vorba în el. Dar haideți să vedem ce vine în cutie. Și deschidem înainte cutia cu jocul de bază și apoi o să ne uităm și la extensie. Haideți să vedem ce vine în cutie. Reușim să o deschidem? Gata, am reușit. Bun. Vine regulamentul aici. Așa, avem o reclamă. Și regulamentul cu componentele, obiectiv, povestea, junior league rules, adică și pentru mai ușor. Avem aici setup-ul, cum se joacă, avem ce faci pe tura ta, cum se joacă în echipă pe 4 jucători și așa mai departe. Și diferite informații despre joc, cum se construiește această planșă de care vom avea nevoie, dar o să vedem imediat despre ce este vorba. Apoi ce avem aici? Avem diferite săculețe care probabil o să le folosim să punem diferitele jetoane. Avem aici aceste fâșii de carton care probabil vor crea acea planșă despre care am văzut în regulament. Haideți să vedem ce mai avem aici. Aici avem această planșă rotundă care se va pune probabil pe aceste fâșii. Și aici avem foarte multe chestii la care ne vom uita pas cu pas. Avem aici diferite obiecte cu diferite forme. Sunt din lemn, foarte faine. Vedem aici diferite. Aici avem niște coarne din acestea, un cactus. Deci, practic, chestii care le vom vedea. O să le scot pe toate, o să ne uităm așa în mare la ele. Aici avem, probabil, aceștia sunt luptătorii, care sunt pe diferite culori, probabil culorile jucătorilor. Aici avem aceste jetoane care am văzut că sunt mai multe pe acea planșă când ne-am uitat la cum arată pe spate și ele sunt de calitate foarte faină, un lemn gros. Vedem aici sunt multe verzi. Așa. După aia mai avem aici tot așa rotunde, numai că sunt mai mari. Sunt maro închis. Așa. Aici iarăși avem diferite forme. Astea, din câte știu eu, sunt legate de abilitățile diferiților luptători, care o să-i vedem imediat. Și mai avem un săculeț cu acestea maro deschis, care sunt puțin mai mici ca cele maro închis, dar mai mari ca cele verzi. Bineînțeles, o să intrăm în detaliu când povestim săptămâna asta cum se joacă jocul. Okay. Aici avem aceste jetoane, care sunt la fel cu cele care le-am văzut acolo. Probabil să punem în fața noastră să știm care e cine. O să vedem când vedem cum se joacă jocul. Mai avem un săculeț. Mai avem o bucățică care este din carton foarte gros, dacă vedeți, care se folosește probabil să împingem pe planșa mare, dar o să discutăm despre asta. Și aici avem cărțile care sunt diferiți luptători. Haideți să ne uităm la ei. Așa, haideți să ne uităm la luptători. The Greatest Metamorphosis și așa mai departe. Și aici, practic, apar diferite informații, de exemplu, Starting Inventory și așa mai departe. Haideți să ne uităm pe spate cum arată și după aia ne uităm și pe față. Deci, acestea sunt diferiți luptători care putem, probabil, să-i alegem și să ne luptăm pe acea planșă. Deci, practic, e Kabuto Sumo. E sumo cu insecte. Dar o să intrăm, bineînțeles, în detaliu să vedem cum se joacă fiecare din ele. Vedem aici, cum am spus, diferiți luptători și acum ne uităm aici, vedeți, au diferite abilități. Probabil aici este piesa în plus care o primesc, dar vedem cactusul ăla care l-am văzut. Deci observăm aici, scrie exact ce beneficii adiționale are fiecare din ei. Aștia se pare să fie ceva mai de bază. Nu știu, o să vedem în momentul când povestim despre joc și cum sau fiind, pare să fie la fel. Probabil asta este varianta mai avansată și asta e varianta mai de bază. O să discutăm, bineînțeles, despre asta. Bun, astea sunt lucrurile care vin în cutia Kabuto Sumo. Acum haideți să vedem ce vine în extensie. Haideți să deschidem repede. Țac, pac. Scoatem tot de aici. Mai avem un săculeț.
și avem niște săculețe mici care iarăși mai aduc niște elemente în plus. Observăm aici, deci probabil în această extensie vor fi mai mulți luptători. Așa, avem aceste steluțe și această coadă de scorpion și mai avem chestiile astea. Și avem, bineînțeles, aici o fâșie cu cărți noi. Haideți să văd cum o deschid. Să văd dacă reușesc. Gata, am reușit. Bam, bam. Reușim. Gata, am reușit. Așa. Aici avem o extension overview, ca să vedem exact ce a venit în această extensie. Și aici avem iarăși diferite animăluțe care sunt wrestleri. Le vedem aici așa, pac, pac. Cu diferitele povești, probabil, despre ei. Și pe partea cealaltă avem cu diferitele abilități, cu diferitele piese în plus care vin. Da? Dacă ne uităm, iarăși la fel, cu așa și fără abilități speciale. Deci probabil este pentru un joc mai ușor și un joc puțin mai complicat. Da, și astea sunt lucrurile care vin în cutia Kabuto Sumo și ce vine în extensia care, la care ne-am uitat. Cam atât, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Să nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo veți avea diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!